62% dintre adulți recunosc că mint câteodată sau deseori. 31% dintre adulți recunosc că au mințit în CV-ul depus pentru angajare. 30% dintre pacienți mint în legătură cu dietele și exercițiile fizice. 6 este numărul mediu de minciuni spuse zilnic partenerilor, șefilor sau colegilor. Minciunile pot distruge relații, pot submina încrederea și pot face ravagii în viața personală. De ce mint oamenii? Poate fi justificată minciuna în anumite situații? Vom afla cum să gestionăm minciunile din viața noastră și cum ne putem ajuta relațiile să supraviețuiască acestora. Deși genetic se demonstrează că vin din familia aia, tu, existențial, tu nu faci parte din familie. Și asta e problema. Asta e cea mai mare problemă. Pentru că ni s-au implementat valori de astea tradiționale, gen respect, ăla impus, gen responsabilitate, gen datorie. Cum adică să nu vii tu să-mi dai o cană de apă când mor? Păi asta e grija ta toată viața. Ți-am dat 3 bucăți de pâine? Da. Păi până mori, ești dator. E, în condițiile astea, lupta este între condiționări și dorința ta de libertate. Tu trebuie să vezi foarte clar ce vrei. Vrei să fii liber? Da. Păi, ai de ales. Și da, e foarte dureros. Dar partea și mai frumoasă este că nu trebuie să-ți renești familia, ci trebuie să te desparți de ea temporar până în momentul în care ajungi să-i vezi ca pe niște oameni normali. Nu ca pe familie, nu ca pe mame și pe tate sau frați, ci ca pe niște oameni normali pe care îi vezi pe stradă, cu care nu ai niciun fel de interacțiune sau dacă ai ceva de genul, ok, salut, salut. Și de acolo, din punctul ăla, e ceva de genul, eu vreau să am de-a face cu voi sau nu. Adică e o decizie strict personală. Nu e ceva impus, condiționat de istorie, de trecut. E ceva ce ai ales în momentul ăsta să faci. Vreau să mă văd cu voi de revelion și să vă văd cum trâncăniți. Și să mă distrez pe seama voastră. Fără nervi, fără butoane apăsate, fără suferință. Pur și simplu stau, beau un pahar de ceva și mă uit la voi cum trâncăniți. Și super amuzant. Cele mai tari bancuri acolo sunt. Uită-te cât e de ușor să stai relaxat și să recunoști, da, asta este. Și cât efort trebuie să depui ca să lupți, să ignori, să nu vezi ceea ce se întâmplă. Cum trebuie să-ți pui o anumită mască, cum trebuie să ai o anumită atitudine, cum trebuie să te comporți într-un anumit fel, cum trebuie să verbalizezi într-un anumit mod. Și toate chestiunile astea se consumă enorm de multă energie. Și asta de ce? Pentru că, din nou, ne întoarcem la minciună. Și afirmațiile pozitive fac parte din categoria asta de instrumente, care îți permit să te minți de data asta la nivel profesionist. Da? Pentru că a spus cineva cândva că asta este instrumentul minune. Nu este instrumentul minune, este dacă vrei să ajungi la casa de nebuni, la fără clanță. Deci poți să repeți că nu ești trist. Până când o iei razna. Poți să repeți că ești bogat în condițiile în care tu nu ai cu ce să-ți plătești măcar un colț de pâine. La un moment dat, hiatusul ăsta, ruptura asta, o să fie canion. Nu mai e o fisură în perete, o să fie dita mai canionul și acolo, de acolo nu mai ieși.